Salutare, oameni buni, sunt Andruc, bine ați venit la Chasing Bets. Astăzi, joi, ziua de 15 februarie, vă propun biletul. Avem meciul de Europa League, câteva meciuri interesante. Meciul tare, nu știu exact echipele cum intră. Nu m-am dus pe meciul de Conference League, unde sunt ceva mai echilibrate. Oricum, ați văzut ce greu se prinde și la Champions League. Joci Bayern München să tragă șuturi pe poartă și ei nu trag nici măcar un șut pe poartă. Cum dracu să fie evitat meciul ăsta, să-l fie evitat pe Bayern München, să nu tragă nici măcar un șut pe poartă, să nu dea gol, să mai și piardă la amărăție de Lazio. Oricum i-a dominat, îi va bate acasă probabil 3-0 Bayern și se califică oricum. Bun, astea sunt destul de grele acum în perioada aceasta, dar haide că cred că astăzi putem să avem un pariu câștigător. Young Boys cu Lisabona, Sporting Lisabona, echipă fenomenală pe locul 1 în Portugalia, domină campionatul într-o manieră categorică, are toate meciurile acasă câștigate, doar în deplasări a pierdut într-adevăr două meciuri. Sporting a marcat undeva la 54 de goluri în 28 de partide sau ceva de genul. Este uluitoare. Sporting, 58 de goluri marcate în 20 de partide. Este uluitor, aproape 3 goluri pe meci marcate. Este una dintre cele mai bune echipe, joacă cu Young Boys. Nu poți să zici că e cine știe ce. În Elveția, da, conduce campionatul, dar acolo adversarele sunt mult, mult, mult prea modeste. Așa că eu știu că Young Boys a pierdut și cu Leipzig acasă, cu Steaua Roșie Belgrad a primit goluri. Cred că vor fi și aici, va fi spectacol. Am jucat pe Sporting Lisabona, spre Sporting, am jucat X2 și peste 1,5 este cotă de 1,40. Deci avem nevoie de un egal 1-1 sau 2-2 cu goluri sau o victorie a lui Sporting cu cel puțin 2-0, 2-1. Da? Deci să nu fie 1-0 pentru Sporting și să nu bată Young Boys și să nu fie 0-0. Deci X2 și peste 1,5. Apoi Benfica cu Toulouse. Benfica, echipa pe locul 2 în Portugalia, la fel foarte puternică acasă, are 8 victorii și două egaluri acasă, 24 de goluri date, doar 4 primite, o defensivă impecabilă, va domina pe Toulouse care e pe 14, am jucat unul solist Benfica, cotă 1.33. Și apoi mai avem AC Milan cu Rennes. AC Milan, o echipă care e într-o formă extrem de bună, tocmai vin după victorie cu AC Milan 1-0, meci în care a lipsit Reinders, mijlocașul lor, unul dintre cei mai buni jucători în ultima perioadă, au vreo 7 victorii în ultimele 10 meciuri de campionat, goluri foarte multe. AC Milan are marcatori Olivier Giroud 11 goluri, Pulisic 6 goluri, Jovic și Loftus-Cheek au și câte 5, deci marchează și mulți jucători și au un joc foarte bun, un joc energic, cum am zis, sunt în formă bună. Au 47 de goluri, a doua echipă ca ofensivă în campionat. Sunt pe 3 acum. Greu de tot să-i prindă Atalanta și Bologna, sau Bologna să zicem, să-i scoată de pe locurile primele 4. De Champions League sunt la 10 puncte în spatele lor Bologna, Roma e la 14 puncte, deci eu zic că Milan este relaxat în privința obținerii locului de Champions League pentru anul, așa că va juca și aici bine. Am jucat totuși un pic acoperit, am jucat Dronobet 1, victorie fără egal pe AC Milan, adică egal pariu se rambursează, așa se numește pariu. Am jucat pe AC Milan 1.25, nu văd pe Milan să piardă. Eventual un egal. Rennes, într-adevăr, e pe locul 7 în Franța, are 8 victorii, 7 egaluri, 6 înfrângeri în Franța, deci o echipă modestă. Cu Villarreal a pierdut meciurile de grupă, așa că dronul betura trebuie să fie bun. Și am mai jucat un meci de tenis, Radu Albot cu Francis Tiafoe. Am jucat pe Tiafoe 2. Tiafoe a pierdut turneul precedent, a fost un turneu în care nu s-a prezentat cu prea mare interes, dar aici Delray Beach e un turneu un pic mai mare și cred că va câștiga primul meci cu Albot, un adversar facil. Ăsta este biletul, cotă de 2,90. Dacă îl jucați, să avem baftă, nu uitați să lăsați un like dacă vi se pare inspirate măcar analizele mele. Rezultatele nu sunt totdeauna cum ne dorim, dar cred că analizele sunt destul de bune. Ăsta este biletul meu, cotă 2,90. Dacă îl jucați și voi, să avem baftă.